În episodul de astăzi, ne-am gândit să facem un rezumat al principalelor semnale care pot indica pentru un angajat că își poate pierde jobul într-o potențială recesiune. Și o să trecem în revistă principalele semne și semnale în, în acest context și vom vedea dacă pentru fiecare dintre noi sau pentru cei care ne urmăresc văd aceste semnale în cazul companiilor la care lucrează. Salut, Dan! Cum ți se pare piața muncii în momentul de față și cum o vezi că ar putea evolua în perioada următoare, mai ales că momentul de față, atât la noi cât și în Statele Unite, șomajul este la un nivel destul de mic. Salutare! Având în vedere că șomajul este la un minim istoric, nu are cum să mai scadă, probabil că va crește. Au crescut Dobânzile și vor crește în continuare, dezvoltarea companiilor se va reduce. De aici probabil că va veni o încetinire și pe piața muncii. Toate companiile care trăiesc din astfel de bani care s-au scumpit, adică companii care trebuie să se împrumute pentru dezvoltare și pentru a-și plăti angajații, vor avea mari probleme. Pe de altă parte, având în vedere că inflația mănâncă foarte mult din veniturile angajaților, mă aștept ca o serie de produse neesențiale să dispară din lista de cumpărături. Și vreau să începem astăzi cu potențialele semnale ale unei viitoare concedieri. Primele semnale pe care le puteți identifica sunt acelea că compania la care lucrați începe să piardă din proiecte, încep să se reducă orele suplimentare, dezvoltarea de noi produse încetinește, se încearcă maximizarea profitului din produsele deja existente. Mai și o categorie de semnale medii care ar urma după cele inițiale și anume, anume un sentiment de restrângere a activității și a cheltuielilor, compania respectivă, angajatorul se vinde și top managementul companiei susține din ce în ce mai multe ședințe private. În aceste ședințe se discută decizii critice, unele dintre ele privind potențiale concedieri, restrângere a cheltuielilor sau scăderea investițiilor. Și semnalele clare de alarmă vin atunci când compania raportează pierdere financiară, adică profitul net este negativ. În acel moment, încep să se înghețe angajările, top managementul companiei, care este mai bine informat, începe să părăsească firma respectivă, începe să, să se vorbească despre restructurări, iar tuturor angajaților li se cer o listă clară de activități pe care le execută, în așa fel încât să se poată optimiza. Livrarea de servicii sau livrarea produselor caracteristice respectivei companii cu mai puțini angajați. În acest caz, angajații care sunt vulnerabili sunt cei care nu aduc valoare adăugată companiei. Dacă avem un job repetitiv pe care îl poate face oricine, nu am învățat nimic suplimentar față de colegii noștri. Sau dacă compania se poate lipsi cu ușurință de activitatea noastră, atunci suntem în pericol. Și suntem în pericol atunci când avem mai mult de un job, pentru că, în mod cert, cu două sau chiar trei joburi nu te poți concentra pe, pe munca și pe productivitatea către o singură companie. La fel și în cazul în care avem un salariu mult mai mare decât colegii noștri, ținând cont că facem aceeași activitate. În momentul în care facem același lucru, dar suntem plătiți mai bine și se urmărește o reducere a costurilor, clar se va începe cu cei care au salariile cele mai mari. Am văzut un exemplu recent și în cazul Tesla. CEO-ul de la ei, Elon Musk, a declarat că urmează să facă în cadrul companiei o reducere de personal de circa 10% la nivel global și a precizat că nu vor fi impactați cei care construiesc direct mașini sau cei care asamblează panourile solare ale companiei. Deci, probabil că se va axa pe această zonă de angajați care fac o muncă repetitivă sau pe zona de top management unde ar putea restrânge din aceste echipe. Exact. Așa se va întâmpla în toate companiile predispuse unor reduceri de personal. În opinia noastră, cei mai expuși într-o companie sunt managerii. Știm că sunt că pot exista mai mulți manageri decât este nevoie. Sunt echipe alcătuite dintr-un număr egal de manageri cât și de executanți. La fel, un angajat junior. Își va, va fi primul care își va pierde jobul. Deci, atenție referitor la politica aceasta de great resignation, care este și acum în America, și aceasta de a schimba jobul foarte rapid. Atenție, momentele viitoare probabil că vor duce la o încetinire a acestei politici, și de asemenea, angajatul care este irrelevant dacă lucrezi într-un cub ca în această fotografie. Și face aceeași activitate ca toți colegii tăi, din toate celelalte 100 de cuburi. Probabil că, în cazul în care compania nu funcționează cum trebuie, cu siguranță vei rămâne fără, fără job. Dacă într-unul dintre aceste cuburi este un angajat mai competent care aduce un plus de valoare în companie, cu siguranță acesta va supraviețui concedierilor. Și în cazul angajaților juniori nu este neapărat cazul celor care sunt fără experiență sau sunt absolvenți proaspeți de universitate, ci și, cum ai spus și tu, cazul celor care schimbă foarte des jobul și, practic, ultimul venit este cel mai în pericol de a fi pus pe această listă de concedieri, pentru că vor fi păstrați în general la angajații mai vechi, care au experiență și își cunosc foarte bine tascurile și fișa postului. identificat și o serie de industrii care vor fi afectate, în opinia noastră, toate industriile care nu sunt esențiale și industriile care se bazează pe creditare. Și o parte dintre acestea sunt construcțiile de locuințe, atenție, nu și construcțiile industriale, companiile de mobile și decorațiuni interioare, datorită reducerii businessului în construcțiile de locuințe, probabil că va încetini și acest business de mobile și decorațiuni interioare. Dealerii auto care cred că și în acest moment trec deja printr-o perioadă foarte dificilă, deoarece nu sunt mașini la vânzare. Agențiile de turism probabil că vor fi afectate după această vară, pentru că acum este exact perioada post-pandemie când toată lumea vrea să iasă din casă și să călătorească. Deci în această vară mă aștept ca aceste companii să nu fie afectate, dar imediat când vor apărea semnele unei posibile recesiuni, companiile de turism vor fi afectate și evident agențiile imobiliare tot așa în strânsă legătură cu cele de companiile de construcții. Precum și o altă industrie neesențială, și anume Horeca. Am făcut recent un alt episod în care arătam într-un raport publicat de cei de la Morgan Stanley exact această tendință a consumatorilor în cazul inflației ridicate. Erau întrebați la ce servicii sau produse urmează să renunțe în primul rând pentru a-și salva cumva bugetul și Horeca era pe primul loc atât pentru ieșirile în oraș la restaurant cât și pentru zona de delivery sau take-away Cum ai spus și tu, pentru construcții de locuințe, dacă aceste prețuri vor fi în continuare la niște niveluri ridicate, iar creditarea se va restrânge din partea băncilor locuințele vor fi mai greu accesibile pentru consumatori și atunci vor fi impactați și constructorii pe, mai ales pe zona rezidențială pentru că este clar, vor avea dificultăți financiare, mulți dintre ei accesează credite pentru a ridica aceste cartiere rezidențiale, iar creditele se vor scumpi. La fel, creditarea mai scumpă impactează și consumatorii, clientul final, care se va încadra din ce în ce mai greu la un credit. Industria conexă de mobilier este strâns legată de această zonă a imobilelor de real estate ca și zona de intermediere a agențiilor imobiliare. Agențiile de turism, la fel legate de călătorii care vor fi mai greu accesibile, costuri mai mari atât pentru cazare cât și pentru transportul terestru sau pentru avioane. În cazul dealerilor auto avem de mai mult de un an acest stoc limitat pentru mașini la vânzare și timpul de așteptare foarte mare din lipsa cipurilor la nivel mondial și în momentul de față nu vedem semne cum că situația a revenit la normal. Deci cam acestea ar fi principalele industrii pe care le vedem noi afectate și acestea în strânsă legătură cu slide-urile anterioare unde am văzut și angajații din fiecare companie și pentru fiecare job care ar putea fi riscul și cine ar fi în pericol pentru o eventuală concediere. Să vedem uh, și câteva companii pe care le-am identificat noi cu probleme într-o viitoare recensiune. Care ți se pare, Cosmin, de aici cea mai vulnerabilă? La prima vedere, cred că industria auto, vedem aici și Fordul și compania Renault, în afară de lipsa stocurilor, au și niște margini de profit foarte mici, care sunt caracteristice industriei și în momentul de față acestea se vor restrânge și mai mult, pentru că toate cheltuielile aferente componentelor vor, vor crește ca și transportul. Mai vedem tot oarecum legat de industria auto, dar și de, de consum și de ieșit în oraș, compania Uber, dacă vor scădea ieșirile la restaurant sau ieșirile în oraș, și această companie va, va avea de suferit pentru că va avea din ce în ce mai puțini clienți. La fel, pentru zona de e-commerce și de cheltuieli Amazon, care nu stă foarte bine la nivel de, de profitabilitate, în momentul de față, ei sunt pe plus, oarecum doar. Datorită diviziilor de cloud, AVS-ul are o marjă de profit foarte mare și ajută compania la nivel de grup. În schimb, din activitatea lor de bază, ei nu înregistrează profit și situația se poate înrăutăți în continuare. Mă uit la aceste două companii și văd EBITDA minus 38% și minus 19%. Nu, nu mi se pare că au un model de business sustenabil pe, pe termen lung. La fel și la Uber, să spunem că UiPS și Palantir sunt niște companii mai noi, dar Uber are în continuare bida negativă. Nu știu cum, cum poate fi explicat acest lucru din punct de vedere al businessului, având în vedere că banii se scumpesc. UiPS cred că are angajat și în România, uh, Palantir nu știu, dar atenție pentru cei care lucrează la UiPS, ar putea să fie probleme pe, pe viitor și am mai adăugat noi aici și OMV Petrom, care, deși în momentul de față o duce foarte bine și are niște cifre excepționale, în opinia noastră, consumul acesta de petrol și prețul petrolului urmează să scadă, atât consumul cât și prețul petrolului. Și dacă ne uităm la net income margin, care este 4,61 în acest moment, mă întreb ce se întâmplă cu o companie de genul acesta în momentul în care prețul petrolului se duce undeva la 50 de dolari. Mai este profitabil? La fel și pentru energie electrică, la fel și pentru companii care produc gaze naturale, care extrag gaze naturale. Deci, din punctul meu de vedere, din companiile pe care le-am afișat aici, UiPath mi se pare cea mai periculoasă, cea mai riscantă în acest moment pentru angajați, atenție. La fel și Uber, atât pentru a angajați cât și pentru investitori. O companie atât de veche care are net margin minus 29% și EBITDA negativ, nu știu cum ar putea să crească pe viitor. Mulțumim celor care ne urmăresc. Vrem să vedem în comentarii și părerea voastră despre aceste companii și despre viitorul pieței muncii în contextul actual. Ne revedem în episoadele următoare, pe curând.